poveste! Naruto Exe în viața reală. Așa că haide să începem. Eu am venit cu câteva zile în urmă la țară. Și asta era seara în care trebuia să plec înapoi acasă. Deci mi-am făcut toate bagajele. Sună Vasilică, de ce? Sau cine sună? Oh my god! Cine-i număr necunoscut? Salut, Dante mea! Salut, așa zicea Naruto. Las Naruto X și te la tine acasă. Ce mă așteptam la acasă? Vină la tine acasă dacă nu vrei să mori. Avem un joc, un puzzle. Dar de unde a apărut tu, Naruto X? M-a căutat Vasilica în pădure și l-a prins. Vasilica, e mâinile tale. Ce Vasilica a fost răpit? Unde? Vei afla singur după ce vrei să văd tot puzzle-ul meu. Așa făcea Jigsay. Jigsay 2.0? Ne cântează. Vino la mine acasă mai repede. Te aștept. Doamne, ce să fac? Vasilica a fost răpit. Trebuie să mă duc mai repede să-l ajut. Parcă avem un pistol aici. Uite-l, aici e. Oh my god, trebuie să plec mai repede. Hai să-l încarc. Oh my god, trebuie să merg mai repede. Uite, acolo este poarta, trebuie să ies mai rapid. Trebuie să-l deschid mai repede. Trebuie să merg la mașina mea. Oh my god, trebuie să mă urc mai repede în mașină. Oh my god, dar dacă este... Să pornesc radio, să nu-mi fie atât de frică. Nu știm ce poate să facă Naruto Exe. Să zăm pistolul aici. Cred că ne așteptă și șoferul acum. Doamne, ce reclame. Pare că e o zi obișnuită. Ok, dar dacă Naruto Exe o să mă moară direct când o să ajung acasă, nu vreau să mor. Bine, hai să fim optimiști. Avem și arma 4, o să mă reușesc să apăr cumva. Dar nu vreau să mor. Bine, sper că am uitat de centură. Gata, acum e mai bine. Hu, ce bine, mai am puțin până la mine acasă. Uite, acolo e blocul meu. Muzica e faină. Dar atmosfera de la mine nu prea. Să practic m-am împiedicat. Trebuie să ies mai repede. Uf, mi s-a blocat piciorul. Gata, mi s-a deblocat. Trebuie mai repede să intru în apartament și să-l ajut pe Vasilica. Să îngas pistolul. Ok, am tot întuneric și nu cum se vede. Gata, lumina s-a prins. Ce mă împiedic eu mereu? Să intru mai repede. Oh, Doamne. Nu văd niciun Naruto Exe pe aici. Nici n-am mai luat pistolul după mine. Aici nimic nu e? Stai, ce scrie acolo? Bate din palma. Cred că se întâmplă ceva dacă bate din palma. În orice precauție să iau pistolul. Să-l încarc. Bine, hai să începem. Naruto Exe! Nu!
Bandana! Doamne, ce se întâmplă? Stai ajungă Vasilică! Alo, Vasilică! Ce se întâmplă? Ce am grâbă de-n pădure? Sunt capturat de Sasuke Exe! Și unde e Naruto Exe? Nu, Sasuke Exe, știi că personajul de Sasuke din Naruto? Da, e Sasuke Exe la mine și mă ține prizonier, vină repede în pădure! Bine, Vasilică, cum vin? Nu pot să-l lămin cu puterile mele și a zis că... Și-a convins guvernul să mă urmărească pentru puterile mele și să-mi fie bânat și să... Și să mi se fură ADN-ul. Parcă guvernul te respecta. Nu, le-a zis Sasuke Exe, le-a păcălit. Ce să... Doamne, să... Naruto și Sasuke este... Poate există și Sakura și Kakashi Exe. Nu știm. Trebuie repede să merg să-l rup pe Vasilică. În camera lui Tango. Că trebuie să merg mai repede. Trebuie să pun pistolul ăsta în buzunar. Așa, am pus pistolul în buzunar, trebuie să iau cheile. Uite, acolo e pădura de apropiere. Trebuie să merg mai repede. Fa, chiar și pistolul nu este încărcat. Bine, acum este încărcat. Bun, am ajuns în pădure. Trebuie să merg pe Vasilică mai repede. Poate să-l stric? Vasilică! Vasilică, unde ești? Nimica nu este. Doamne, cât este de frig! Alo, Vasilică! Doamne, ce creepy e! Vasilică, unde ești? Vasilică! Nici aici nu e. Am continuat să-l stric pe Vasilică. Vasilică, 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 unde ești? Nu, nimic nu e! La un moment dat s-a auzit. Tango! Tango, nu răbde să mă ajungi! Tango! Tango! Vasilică, tu ești! Oh my god, ești blocat aici! Te ajută, haide! Oh my god! Ce facem acum? Cum arăta asta Sasuke Exe? Gumbre, foarte horror! Vino la mine! Trebuie să fugim repede la mine acasă! Sasuke Exe, Naruto Exe, Sakura Exe, Kakashi Exe, Minato Exe, Boruto Exe, Doamne, câți din Naruto sunt? Și sunt Exe! Să fug mai repede! Oh my god, ce caută și Elsa Exe! Parcă deja am scăpat de ea! Elsa Exe n-avea nicio treabă, dar ne urmărește Naruto, Sasuke, Minato și toți ăștia Exe. Trebuie să... Fer mai repede la mine acasă. Vasilică, hai! Hai, Vasilică! Doamne, să merg mai repede. Bun, aici este asta. Trebuie să intru mai repede. Vasilică, am reușit să scăpăm. Doar, Tango. Acum trebuie să fim precauți. Nu am și pistolul în orice caz. Să închidem ușa la mine în cameră. Vasilică, spune-mi cum te-ai dus la Naruto Exe. Puși-mi doar curiozitate, știi tu cum mă mai duc. Dar te-aș lăsa și pe tine să mergem împreună după Naruto Exe. Doar că tu erai la țară, la bunici, mai știi? Da, știu. Și mă îndrețesc, merg singur și m-a prins. Și e nașor, mă, am fost capturat. Repede te-a sunat ăla. Doamne, ce învărător a fost. Bine că am scăpat. Dar acum ajung pe urmele noastre. Kakashi. Naruto, Sasuke, Minato, Boruto, Sakura,
Casașii și toți ăștia, da, și sunt și exe, spormele noastre. Da, știu, Vasilică! Acum ce să facem? Sincer, chiar nu știu, mi-e atât de frică. Haide o să fim puțin să sperăm. Dacă o să vină la noi acasă, Vasilică, nu vreau să mor! Nu știu de voi proteja eu. Bine, mi-a tot atât de frică. E timpul ca... Intră la noi în casă. Haide, ce mai, ce mai, ce mai, ia spitalul, ia spitalul! Pentru partea a doua, adunăm 5 like-uri.